În secolul al XVI-lea, Sibiul și Medeașul erau două importante cetăți din sudul Transilvaniei, iar calea de legătură între cele două era mereu amenințată de atacurile inamicilor. Astfel, la mijlocul secolului, în mai multe etape, a fost ridicată cetatea de la Slivnic pe drumul între Sibiu și Medeaș. Aceasta era un amplu ansamblu de arhitectură militară prevăzut cu tunuri de apărare. În interiorul cetății se află și o mică capelă gotică, singura de altfel care mai poate fi admirată astăzi. Biserica Halle, care urma să fie ridicată, nu a fost niciodată terminată din cauza nenumăratelor atacuri asupra cetății. Spre exemplu, asediile din 1529 și 1706 s-au dovedit distrugătoare pentru cetate. Biserica a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIV-lea și purta hramul Sfântului Bartolomeu. Pe la 1500, tavanul din lemn al sălii bisericii este înlocuit cu o boltă gotică. Cetatea este așezată pe un deal deasupra Slivnicului, iar ruinele sale înalte se pot observa de departe. Cetatea din Slivnic face parte din categoria cetăților de refugiu, care au precedat ca formă de protejare a comunității sătești, fortificarea bisericilor. Este așezată pe platoul unui deal, la sud-est de localitate, silueta sa impresionantă devenind un simbol al acesteia. Cetatea țărănească din Slivnic exista în prima jumătate a secolului al XIV-lea, când pe latura sa nordică a fost construită o capelă gotică la parterul actualului turn al clopotelor. În a doua jumătate a aceluiași secol, în curtea cetății a început ridicarea unei construcții cu trei nave, probabil o biserică ce nu a fost terminată niciodată și care împărțea incinta în două părți inegale. În secolul al XV-lea, cetatea a fost extinsă, cuprinzând tot platoul dealului, deasupra capelei au fost construite turnul clopotniță și o încăpere pentru preot. În prima jumătate a secolului al XVI-lea, cetatea a fost extinsă și adaptată evoluției armelor de foc, iar în fața turnului sudic a fost construită o mică incintă numită Curtea Fântânilor. Ca urmare a distrugerilor din secolul al XVI-lea și de la începutul secolului al XVIII-lea, în 1717 au început lucrări de reconstrucție a cetății, abandonate în 1719 din cauza unei epidemii de ciumă. În secolul al XIX-lea, cetatea a fost folosită ca sursă de materii prime pentru alte construcții ale comunității. Cetatea țărănească din Slivnic are forma alungită, adaptată terenului. Zidurile înalte sunt prevăzute cu guri de trageri și drum de apărare pe arcade de zidărie. În colțul nord-vestic se află un turn de croșat, iar pe latura nordică a incintei se află turnul clopotniță cu trei niveluri și care are la parter o capelă gotică. Spre est se află turnul de poartă fortificat cu herse și guri de aruncare, iar în extremitatea sudică se află un turn cu pasaj fortificat spre curtea fântânilor. La Slivnic există, ca în multe alte cetăți din zonă, cum ar fi la Bierta sau la Cisnădioara, o cameră a împăcării unde erau închise cuplurile care voiau să divorțeze și stăteau acolo până se împăcau și renunțau la gândul rău. Legenda spune că vreme de 200 de ani, la Slivnic au fost doar două divorțuri, dar cam așa se spune la toate cetățile cu o cameră a împăcării. Mai există și turnul slăninii, unde pe vremea când nu existau frigidere, oamenii își țineau carnea și slănina pe timpul verii, cu etichete, să știe fiecare ce e a lui și ce nu.